Bună ziua, dragilor! Sunt Marian și în acest tutorial am să vă explic cum puteți folosi simplul editor video Quick Grid. Este un editor pe care îl puteți descărca gratuit de la magazinul de aplicații de la Google pentru dispozitive mobile cu sistem de operare Android. Deci primul pas va fi să vă descărcați aplicația. Pasul următor este să o accesați. În momentul în care veți accesa aplicația, veți avea 4 opțiuni. Grid, Scrapbook, Templates și Video Editor. Nu o să ne axăm pe Video Editor, ci pe Grid. Prima opțiune, Grid. Așteptăm să se deschidă galeria aplicației, care galerie este preluată din galeria telefonului mobil sau a tabletei. Pasul următor este să vă selectați una, două, trei, patru sau cinci fișiere foto. Eu am încărcat 4 fișiere foto. Dacă doriți să renunțați la ele, le debifați. Am să le schimb. Pasul următor, vedeți că aveți sus niște șabloane predefinite cum să se încadreze în noul fișier ceea ce ați introdus voi. Puteți să alegeți unul sau să folosiți butonul Next. Predefinit vi l-a pus aceste inimioare, dar aveți posibilitatea de a merge la Layout și de aici să alegeți alt mod de organizare a fișierelor, a fotografiilor respectiv. Sunt mai multe posibilități. Eu am să o aleg pe aceasta. La ratio, cum să încadreze, pe ce mărime să încadreze fișierul, imaginile pe care voi le-ați introdus. Eu am să las 1:1. Border. Puteți să măriți bordurile dintre imagini sau să rotunjiți colțurile imaginilor respective. După ce ați selectat ceea ce ați dorit, folosiți bifa pentru salvare. Ce instrumente mai avem la dispoziție? Filtre. Puteți să adăugați ce filtru doriți pentru imaginile voastre. Eu am să las fără filtru. Am să salvez. Stickere. Puteți să adăugați stickere pe care biblioteca vi le pune la dispoziție. O să pun și eu un sticker. Punem un sticker vesel. Dacă doriți să mai adăugați încă unul,
Puteți să mai adăugați încă unul. Mai departe, text. Puteți să adăugați text. Aveți la dispoziție tastatura să scrieți textul dorit. Probă. Text. Cum să arate fontul? Cum să arate scrisul pe care voi l-ați pus? Am să-l las pe acesta. Culorile pe care doriți să le folosiți. Umbră, dacă doriți să adăugați umbră. Forma textului și bifa pentru salvare. Background, dacă doriți să adăugați un background. Background-ul se va vedea în jurul imaginilor pe care voi le-ați introdus. Să las cu galben. Și dacă doriți să mai adăugați, puteți să mai adăugați și alte fotografii la ceea ce ați creat. Dacă nu doriți, vă puteți întoarce. Pasul următor este să salvați ceea ce ați lucrat, să faceți descărcarea în telefon de la această săgeată din partea dreaptă sus a ecranului. Aveți posibilitatea să duceți pe Instagram, pe WhatsApp, pe Facebook, pe Messenger, pe Twitter, pe mail sau mai multe. Să duceți pe mesaje, să trimiteți prin Bluetooth. Deci sunt o grămadă de opțiuni pe care le puteți avea la dispoziție. Este salvat. Ieșim din aplicație, mergem în galerie. Și va fi salvat la folderul Quick Grid. Acesta este fișierul pe care l-am creat și de aici aveți iar posibilitatea să-l partajați prin diferite mijloace. Puteți să-l încărcați chiar și pe contul de Google Drive dacă doriți. Puteți să ștergeți și să scrieți probă quick. În format PNG, unde în contul meu, aici puteți să selectați contul și în ce folder doriți. Ați salvat și este salvat și în Google Drive. Dragii mei, vă doresc mult succes în realizarea de astfel de resurse, vouă și elevilor voștri. Credeți-mă, eu am folosit această aplicație la ciclu primar și elevii au fost îndrăgostiți de ea. Mult succes și spor! Vă salută cu drag, Marian!